Dacă firea soarelui să știe cerul a muncit o veșnicie, noi muncim din copai, ne-am ales cu Domnul Eminescu, Domnul cel de-n pasăre măiastră, Domnul cel de-n neuină noastră. Dragi prieteni, bună regăsit în 2022, la mulți ani. Cuvintele cheie, într-adevăr, sunt 15-24 ianuarie pentru debutul de an al fiecărui an, Moldova, Eminescu, Unire. Ar trebui să fim mândri și să nu uităm și să nu-i lăsăm nici pe alții să ne facă să uităm faptul că Moldova a dat României foarte mult. E adevărat, și nu putem fi încrâncenați la început de an, că e adevărat că începem să primim tot mai puțin. Nemulțumirile voastre, nemulțumirile noastre, pe ansamblu, sunt perfect justificate. Moldova are de recuperat mult și Moldova are de recuperat repede, într-un timp scurt, decalajele înregistrate, nu neapărat față de capitală sau județul Ilfov, cât față de celelalte regiuni și provincii. Și, bineînțeles, ne putem referi aici la modelul ardelean, un model de bună practică în mai toate privințele, atât politice cât și economice, administrative și chiar inovative. Clujul are sau va avea în 10 ani metrou și în unele orașe ale țării, echivalentul Iași, încă sunt serioase rămâneri în urmă. Dar să fim optimiști la început de an și să ne canalizăm atenția într-o direcție constructivă. Dar aș vrea să vă dau câteva motive, reamintindu-vă trecutul nu foarte îndepărtat al Moldovei, să vă dau câteva motive de mândrie. Și aș începe cu un citat care mie mi-a plăcut foarte mult. L-am găsit câțiva ani în urmă, l-am salvat, l-am depozitat și îl scot astăzi și îl aduc în fața dumneavoastră. El sună așa, vine de la Cezar Ivănescu din 2001, deci discutăm de date relativ recente, care spunea în felul următor: linia regală a poeziei românești vine de la Alexandrie, prin Eminescu, Bacovia, Labiș, și după asta venim noi. Toți acești mari poeți, mai spune Ivănescu, toți sunt moldavi. Asta e linia regală, pentru că nici ardelenii, nici muntenii nu au o tradiție atât de impunătoare. Sunt
Studiind opera lui Eminescu, regăsim la marele autor, marele moldoveaș, marele român, următoarele, în articolul Repertoriul Teatrului Românesc. Citez: Moldova joacă în dezvoltarea modernă a românilor un rol însemnat. Aici, în mare depărtare de șarlatanismul intelectual, de suficiența și corupția centrului politic al țării, recte, București, precizat foarte clar, s-a făcut binefăcătoarea reacțiune în contra ignoranței și spiritului de neadevăr al academicienilor. V-aș aminti totodată, dragi confrați moldoveni, pentru a vă ridica puțin moralul, deci ca un suport moral pentru 2022, faptul că de la Teoctist, mitropolit al Moldovei pe la mijlocul secolului al XV-lea, pornește un șir neîntrerupt în Moldova de cărturate slavonește, într-un timp în care Valahia, sudul, era marcat de necontenite lupte pentru domnie, fapt ce ne spune Iorga în 1925, o situație care oprea orice silinț spre lumină, spre artă. Primele lucrări consacrate istoriei Moldovei sunt de pe vremea lui Ștefan cel Mare al Moldovei, care a determinat prin faptele sale de arme începutul literaturii istorice moldovenești în limba slavonă. Dar n-aș insista foarte mult pe această istorie glorioasă a Moldovei. Însă pot să vă spun faptul că, și să vă dau un motiv de mândrie, faptul că Ruso, Alexandrie, Eminescu toți și-au dat seama de rolul cultural al Moldovei, de rolul ei de învățătoare a românilor de pretutindeni. Și mari, alți mai reprezentați de baza ai culturii din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, menționau la fel în linie, fără niciun dezacord, faptul că Moldova este depozitară a tradiției, pentru că a avut rolul de a prezida la înjebarea culturii române moderne. Tot un mare cărturar, Garabet Ibraileanu, la 1909, spunea că Moldovei îi revine meritul de a fi prezidat în timp de 40 de ani, de la 1840 până la 1880, la asimilarea culturii în celelalte forme ale ei. Și Moldovei se datorează cultura românească, așa cum este astăzi. Deci, prieteni, dragi moldoveni, capul sus, sufletul sus, încredere maximă în 2022 și în anii care vor urma, pentru că Moldova are cu ce se mândri. Moldova este în continuare un reper de bază al României. Moldovei se cuvin investiții, atât în infrastructură, că discutăm de mult disputatele și vaxii inexistentele, autostrăzi A7, A8, A13, certuri între sucedeni, Băcăuani și Ieșeni, fiecare cu versiunea lor de autostradă, de infrastructură medicală, mult discutată, spital regional de la Iași, foarte frumos, cu pământ alocat, dar inexistent. Și de multe alte probleme cu care ne confruntăm. Vom lucra la ele. În perioada următoare vă fac o devaluare din culisele ziarului News Moldova, faptul că vom scoate o revistă economică de prestanță, de mare acuratețe, care va identifica modelele de succes care trebuie prezervate, susținute atât în 2022 și mai departe, dar și problemele acute care țin Moldova în continuare pe loc, în unele domenii chiar în subdezvoltare. Dar pentru că este începutul anului și pentru că vreau să fim optimiști și să privim cu încredere spre viitor,
păstrez aceeași notă de optimism și vă fac încă o dată apel la faptul că mari personalități, mari istorici, mari conducători, mari oameni politici moldoveni au făcut Moldova mare, au făcut România mare și au contribuit masiv. Și dacă ei au putut, și noi putem. Nu uitați că prin contribuția tuturor acestor oameni de marcă, de vază ai Moldovei, din epoca medievală și până astăzi, trecând prin secolul 19-20, la care am făcut referire, toți au avut un singur scop: de a feri limba și literatura și ființa moldovenească și ulterior românească de la deznaționalizare. Lucruri care azi sunt din ce în ce mai prezente și care conduc ușor, ușor, prin dezvoltare inegală, la fricțiuni între români. Da, românii care trăiesc mai bine și au salarii mari, poate în vest, și ăștia care trăiesc mai rău și sunt supuși unor inechități în redistribuirea valorilor economice centralizate la București. Dar este obligația și datoria atât a noastră mass media, dar mai ales a politicienilor și a reprezentanților pe care dumneavoastră îi creditați cu încredere să vă reprezinte, să-și facă treaba la București și să contribuie în mod unitar la dezvoltarea Moldovei accelerată. Prieteni, ne vedem în continuare la emisiunea Miss Moldova și foarte curând, începând de săptămâna viitoare, după 15 ianuarie, vă urez un an bun, cu multe reușite, cu multă sănătate și succes pe toate planurile. Așa să ne ajute de tot Dumnezeu.